În duminica dinaintea nașterii Domnului, în al preasințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Constanța. În cadrul slujbei, ierarhul a vorbit despre nașterea pruncului Isus Hristos. În momentul nașterii arată că fără să fi fost împreună Maria cu Iosif, ea s-a aflat în pântece, având de la Duhul Sfânt, cum a rostit prorocul Isaia, că fecioara va lua în pântece și va naște fiu și vor pune numele lui Isus. Și iată, Isus însemnează Mesia. Hristos însemnează cu adevărat uns. Dacă regii înainte era unși cu un de lemn, Iisus Hristos, cum spune același proroc Isaia, este uns cu Duhul Sfânt, pentru că Duhul Sfânt a venit asupra Fecioarei Maria, i-a curățat sufletul și trupul de păcatul strămoșesc și a așa a putut să se întrupeze Fiul lui Dumnezeu dintr-o fecioară curată. În catedrala arhiepiscopală se află moaștele Sfântului Mare Mucenic Pantelimon și o icoană făcătoare de minuni a Maicii Domnului.